Bună seara, dragi prieteni ai sportului. Este ora 18 și 30 de minute. Este ziua de luni, începutul lunii aprilie. Evenimentele sportive au început să se desfășoare într-o oarecare cadență. Intrăm în normalitate după cei 2 ani de COVID, care ne-au stagnat viețile sociale și viețile economice și viețile sportive. Și înainte de a vă prezenta invitatul din această seară, să facem un scurt tur de orizont asupra evenimentelor care s-au petrecut la sfârșitul săptămânii trecute. O să începem cu marele meci care s-a desfășurat joi în sala LPS între CSM Slatina și Măgura Cisnădie la handbal. A fost un meci pe care eu, care bat de vreo 50 de ani arenele sportive, nu am trăit emoțiile acestui meci electrizant, pentru că la un moment dat, pe minutul 42, echipa din Cisnădie conducea cu 20-12, însă pe un final extraordinar, pe un final fenomenal al fetelor noastre, cărora le-a ieșit totul, echipa CSM Slatina, pregătită de Adrian Chiruț, a reușit să întoarcă scorul și în ultima secundă, prin Rebecca Necula, să înscrie golul victoriei. Așadar, s-a terminat 25-24, deși în minutul 42 nimeni nu mai spera că o putem obține măcar un egal. Să le adresăm fetelor cele mai sincere felicitări pentru această performanță, rezultatul care le menține în lupta pentru evitarea retrogradării. Echipa de fotbal CSM Slatina sâmbătă a disputat partida a doua din cadrul turneului Play-Out Seria A, a terminat la egalitate cu Unirea Slobozia. Pentru cei care nu au fost la meci, a fost un meci de luptă, un meci în care fiecare echipă a dorit să nu primească gol și să dea gol, însă lucrurile s-au pus foarte bine în balanță și după 90 de minute scorul a rămas egal, în ciuda unor acțiuni clare de gol ale echipei slatinene care n-au reușit să fie fructificate. Și acum să trecem la titlul emisiunii noastre de astăzi, la subiectul emisiunii noastre de astăzi, 3 aprilie 2023. Dar înainte de a vă prezenta, să facem încă un tur de orizont la fotbal, la Liga 4-a, pentru că și aici este lupta foarte strânsă pentru câștigarea barajului de serie de Liga 4-a și promovarea la barajul pentru promovarea în Liga 3-a. Etapa a 20-a, Oltul Slătioara, Oltețul Osica 4-0, FC Oscornicești, Energia Străjești 2-1, Iris Titulescu, Unirea Pârșcoveni 2-1, Viitorul Coteana, Viitorul Drăgănești 0-2, Oltul Curtișoara, Valea Oltului Ipotești 5-1, Radomirești, Stința Mărunței 2-1, ACS Caracal, Viitorul Osica de Jos 7-1 și Voința Schitu, Viitorul Rusănești 3-6. În clasament, cele două echipe care deja s-au luptat așa de restul, competitoarelor, ACS Caracal are 57 de puncte, Oltul Curtișoara 54, a treia echipă, Unirea Radomirești, este la 10 puncte diferență de locul 2. Așadar, lupta va fi crâncene pentru câștigarea seriei a 4-a și promovarea la barajul de intrare în Liga 3. Și așa cum spuneam, să trecem la titlul emisiunii din această seară, îl vedeți și pe ecran, Atletismul Slătinean în Turcia și Polonia. Până la urmă, atletismul este considerat un fel de regina sporturilor. Dacă faci atletism, poți să faci orice alte sporturi. Și pentru a discuta despre performanțele noastre la atletism, atât național cât și internațional, îmi face plăcere să vă prezint în această seară pe doamna Simona Floricel, cea care se ocupă și practică atletismul aici la Slatina de foarte, foarte mulți ani și într-o emisiune anterioară îmi spunea că atât timp cât va putea să alerge, se va duce și la crosul veteranilor la 90 de ani, pentru că pasiunea domniei sale pentru sportul rege, pentru sportul regina, acest atletism, este nestăvilită și orice activitate o face, se duce, se pregătește, participă și iată că vine cu o salbă de medalii de la campionate naționale și de la participări internaționale, cel puțin în această lună, în două țări din Europa, în Turcia și în Polonia. Bună seara și vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Bună seara și vă mulțumesc și eu pentru invitație. Sperăm să facem bună propagandă sportului și nu atletismului, sportului în general, pentru că sunt foarte mulți părinți care văd aceste emisiuni și văd performanțele obținute de sportivii noștri, indiferent de vârstă, și poate își trimite copiii la un sport oarecare, mă rog, care dorește și poate există acolo un talent înnăscut care să fie peste timp o emblemă a sportului slătinean și o emblemă a sportului slătinean în competițiile naționale și internaționale. Așadar, ce ați făcut în luna martie? Ca să fie o întrebare retorică, nu ce ați făcut în ultimii 5 ani, ce ați făcut în luna martie? Povestiți-ne. Să o luăm în ordine ierarhică la participare. Vă rog. A fost o lună plină. Luna martie a fost o lună plină de concursuri. Am avut 3 concursuri.
încărcată, dar m-am întors fericită de la fiecare concurs. Pentru că la fiecare am obținut câte o medalie. Cel puțin câte o medalie. Să vezi, sunt pe masă acolo, pirate. O să ni le prezinte doamna Simona Floricel pe fiecare în parte, în funcție de importanța lor, de nivelul competiției. Pentru da. Că una este o națională și alta este o participare balcanică sau mondială. Vă rog. Da, și campionatul național are importanță, pentru că sunt doar... Am făcut o ierarhizare. Da, nu, da sigur. Are loc o singură dată pe an, în luna februarie sau martie. Iar acest campionat este oarecum înaintea, e pregătitor pentru celelalte competiții imediat următoare, dacă se dorește participarea sau urmarea, e ca o testare, ca să zic așa, care au loc în primăvară. Așadar, în primul weekend din luna martie am participat la București la campionatul național de sală pentru atleții master, pentru cei peste 35 de ani. Am participat la 3 probe, la 1500 de metri, la 800 de metri și la 400 de metri. La fiecare am obținut câte o medalie, medalia de prim... Locul 1 la 400 de metri, locul 2 la 1500 de metri, locul 2 la 800 de metri. Hai să discutăm. Deci naționalele 3 medalii. Le avem aici pe masă cu diplomele aferente. Cum a fost organizarea? Unde s-a desfășurat? La campionatul național de sală s-a desfășurat la București, în sala de atletism Ioan Sutter. Da, Ioan Sutter din București. Da, știu unde este. Sportivi câți au fost pe categorii? La categoria dumneavoastră sau dacă au fost și alte categorii? N-aș putea să spun câți au fost în total. Dar la categoriile la care ați participat dumneavoastră? La categoria mea au fost, în funcție de probe, 5, 7, 9... Sportivi din toată țara, presupun. Sportivi din toată țara, da. Deci a fost o competiție destul de strânsă ca să participi, nu de unul singur, cum se spune, să participi cu 7-9 sportivi de aceeași vârstă și cu aceeași pregătire. Da, pentru că, vedeți, competițiile de genul ăsta nu aduc avantaje materiale. Pur și simplu sunt niște testări pentru sportivi, să-și vadă nivelul de pregătire. Multe persoane sau mulți sportivi aleg alt fel de concursuri care, odată ce ajung pe 1, 2 sau 3, pot obține și niște premii mai consistente. Acestea nu sunt... Am înțeles, din punct de vedere financiar sau alte, cum să spun eu, materiale sportive materiale sau alte... Materiale, exact, doar o medalie și o diplomă. Acestea care sunt intră în colecția sportivului și își face muzeul acasă. Pentru mine sunt importante. Pentru mine și pentru ceilalți participanți. Da, concursul acesta național este în calendarul Federației Române de Specialitate? Da, da. Da. Și are și urmări pentru viitor, adică dumneavoastră ați obținut o medalie de argint, de bronză, ce a fost la naționalele astea de 1500, 800, 400. Cred că aveți o rampă de lansare pentru concursuri, adică federația zice, da, am la Slatina o sportivă master pe Simona Floricel, care a luat locul 2, 3 sau 1 la competiția națională și vreau să o trimit la o competiție internațională în nu știu ce țară din lume. E alegerea sportivului dacă participă, în funcție de timp, bineînțeles. Dar, da, am zis că timpii au un rol important, că nu poți să trimiți la o competiție internațională pe cineva care a terminat pe locul nu știu cât. În plus de asta, clubul sportiv municipal, unde sunt și legitimată, decide dacă eu pot participa mai departe la... sau nu decide neapărat, dar dacă am pregătirea necesară, pot participa la următoarele competiții. Bun, și dacă Federația Română de Atletism sună mâine la Clubul Sportiv Municipal, aveți o sportivă acolo, Simona Floricel, medalie de bronz la 800, ipotetic. Vrem să o trimitem la cutare competiție internațională. Care sunt pașii următori? Probabil că pregătirea, o perioadă de pregătire și participarea este. Da. Participarea, adică să transformăm participarea la nivel normal. Da. Deci da, nu vine sigur. Doar un telefon, hai să vezi că nu știu ce și nu știu cum. Nu știu, nu s-a întâmplat niciodată așa, dar ipotetic vorbind, probabil că da, asta e. Deci spuneți că naționalele sunt sub egida Federației Române de Specialitate Atletism, pentru că sunt alte competiții și alte competiții la care participă fel de sportivi și eu având o largă cunoaștere a evenimentelor sportive din județul, vine și spune, am participat la nu știu ce campionate pe la Bacău.
Dar pe diplomă n-aveau emblema Federației Române de Atletism. Da, depinde de cine sunt organizate. Că, pentru că sunt organizate și ONG, sunt organizatori și ONG-uri sau firme sau persoane juridice care vor să organizeze astfel de concursuri cu o taxă inclusă în așa și... Am înțeles. Problema e că de obicei la discipline sportive care sunt organizate de federațiile de specialitate, sportivii care obțin rezultate sunt puși pe lista aceea pe care să meargă mai departe. Listă, am pus pe listă pe cineva, merge mai departe pentru că... În baza rezultatelor mers și eu la următorul concurs. Așa, o să vorbim și de următorul concurs. Deci în baza rezultatelor obținute la naționale mi-a spus să vă rog să repetați o medalie de... Argint 1500 de metri, argint 800 de metri și aur la 400 de metri. Deci a fost mai vitezistă decât la 1500. Depinde și cum te simți atunci în momentul în care are loc proba. Depinde spuneți de mai probele factori. Astea în câtă durată, în ce durată de timp a fost între ele? Adică cât a stat, cum s-ar spune? După care a fost ordinea? Au fost organizate în două zile. Ah, da, deci două, nu de altă alta. Da, iar proba de... Care a fost prima? Prima probă a fost 1500 de metri. Deci cea mai lungă, cum ar veni. Da, și 400 de metri spre sfârșitul zilei. Deci două probe într-o zi, da, și una altă zi. Da. Cum primește un sportiv, organismul unui sportiv asemenea probe? Vi s-a mai întâmplat să aveți trei probe în două zile? 1500, da, 800, 400. Cum se simte organismul? Că dumneavoastră este sigură de ceea ce faceți și cum faceți. Nu există o stare de oboseală, un ceva, nu există? Sau antrenamentele făcute cu patriotism și patru sari la Slatina nu prea lasă urme, cum s-ar spune, în desfășurarea concursului? Lasă urme și e normal să nu fie prea confortabil și nu prea ușor, dar... Până la urmă sunt probe scurte și nu sunt la un nivel în care să capacitatea mea să fie maximă sau să mă pregătesc în așa fel încât o singură probă să fie pregătită atât de bine încât să nu-mi permit să fac încă o probă de atletism. Adică sunt duse la o capacitate moderată spre maxim, dar nu spre maxim. Și în felul ăsta îmi pot permite să fac și două probe în adică aveți construit corpul interior de așa natură încât dimineața astăzi, sâmbătă, alergați la 1500, după amiază la 800 și a doua zi la 400, ipotetic. Vorbim întâmplător așa. Da, da. Și după aceste concursuri de două zile, urmează o perioadă în care aveți probleme de readaptare fizică? Nu. Deci nu s-a întâmplat niciodată. Deci v-ați dus la un concurs exact cum a fost până în piață și v-ați întors, ceva de genul ăsta. Chiar așa? Mă rog, da, am întrebat dacă ați avut ceva repercusiuni. Bun, felicitări pentru diplomele obținute la campionatul național. Să veniți cu cât mai multe și acum să mergem pe latura cealaltă. Pentru că rezultatele pe care le-ați obținut la naționale v-au dat dreptul să participați la două concursuri internaționale. Dincolo de aspectul sportiv al competiției, pentru că ați fost acolo să reprezentați Slatina și România. Ne gândim și la cunoașterea aceasta, socializarea sportivilor, când merg în anumite locații, să întâlnesc cu sportivii la care au mai fost, că presupun că v-ați întâlnit și cu sportivii pe unde ați mai fost. Și plus de asta este vorba de cunoașterea unor așezări umane pe care nu le întâlnești toată ziua. Hai să vorbim de prima deplasare, care a fost la... A fost la Istanbul. Așa. Spuneți-ne cum a decurs călătoria întâi și până vorbim și de rezultate. Pentru prima dată în Turcia am fost cu avionul, am mai fost de câteva ori, dar cu mașina. Așa. Distanța relativ mare a fost străbătută într-o singură oră. Da. Așa? Distanța relativ de 12-14 ore până la Istanbul cu mașina. Da. Așa și? V-ați suit în avion la București, prima dată în avion? Nu. Așa? Nu, deci n-ați avut emoții cum ar fi? Nu, mai am emoții. Dacă vreți să vorbim despre aeroportul din Istanbul... Aia vă las pe dumneavoastră să spuneți, pentru că de-aia spuneam că sportul înseamnă cunoaștere și înseamnă socializare între sportivi și oameni. Până la urmă toți suntem oameni și circulăm în anumite medii și presupun că fiind prima dată pe aeroportul Atatürk din Istanbul, acolo la cartierul Taksim în capătul lui, care a fost impresia dumneavoastră când ați coborât pe aeroportul ăsta? Că ați fost parte a aeroportului din Europa asta. Da, vă spun sincer că o primă impresie, la un moment dat aveam impresia că sunt într-un mall.
Așa. Extraordinar de mare, da. cu multe magazine, cu multe zone de restaurant. Oamenii se deplasau cu tot felul de mașinuțe, cu trotinete adică, speciale pentru... Adică să știe lumea care n-a zburat până acum către porțile de zbor. Da, adică da, dacă da. Aveai poartă de zbor la 50, ca să mergi pe jos de la 1 la 50, îți lua o jumătate de oră și pierde avion, ipotetic vorbim. Da. De la dumneavoastră am aflat că e posibil să fie cel mai mare aeroport din lume, când, din va fi lume gata. Când va fi terminat. Ați văzut traficul de acolo, acum... care plecări, sosiri, ce acolo. Deci imaginea da. A fost așa... Impresionant. Impresionant. Fost, da. Ați ajuns în Istanbul, ați văzut aeroportul, pentru că și poarta de intrare într-un oraș este o emblemă pentru orașul da, respectiv. Da, așa este. La ce probe ați participat la Istanbul? A fost campionat balcanic, da? A fost campionat balcanic. Cu participarea țărilor care numai din Balcani. Da. Presupun Serbia, Bulgaria, Grecia, Turcia, România. Da, Italia. Nu, Italia. Italia nu, că nu, nu. Italia nu. Serbia, țările foste Iugoslavie, da, bănuiesc. Da. Muntenegru, că ei sunt tot balcanici. România, Bulgaria, Grecia, Turcia, presupun. Da, în da, Turcia da. Organizat. Da. Turcii, bineînțeles, au fost cei mai mulți. Cei mai mulți, pentru că de ieri au gazdă și da, așa mai departe. Da. Participare numeroasă? Participare foarte numeroasă. La cât estimați numărul de sportivi? Total așa, o estimare. Nu pot să estimez, pentru că nu am informația asta, nu pot să estimez, dar o să vă spun câți au fost la Torun, în Polonia. În Polonia, vorbim da. De Polonia mai târziu. Da. Așa. Unde s-a organizat? Dar a fost organizat într-un stadion de interior, într-o sală de... într-o sală de atletism. Specific atletism, da? Da, care se cheamă Atakoi Arena. Știu că are o capacitate de 7500 de locuri. Și paranteză, câți spectatori erau? Erau ceva oameni pe acolo? Erau. Susținătorii celor, fiind campionat balcanic, au venit susținătorii celor care participau la... Dumneavoastră ați fost singură din Slatina? Nu. Sau din țară? Nu, eu, nu. Din Slatina, de la CSM Slatina a participat și Mirela Belu la săritura în lungime, unde a obținut locul întâi la categoria ei de vârstă, iar din țară au fost 37 de participanți. Deci 37 de participanți într-o mare de oameni din Turcia. Cam așa da, ar fi să... da, da. Bun, deci sala v-a plăcut, condițiile foarte cum au fost? Foarte mult, condițiile extraordinare, deci o sală de atletism cum nu am mai văzut până acum. O să mai vedeți că mai aveți timp până la 90 de ani. Da, sper să mai am ocazia. Da. Așadar, am participat la 3 probe. De data asta mă înscrisesem și intenționam să particip la 2 probe, la 1500 de metri și la 800 de metri. Din fericire și la aceste probe am obținut câte o medalie, am obținut locul 2 la fiecare dintre... Deci la fiecare dintre probele la care ați participat ați luat da. Locul 2. Ce medalii frumoase, văd că sunt foarte da. Frumoase. Sunt... Medalii foarte frumoase, am înțeles că sunt și sau au fost foarte scumpe. Scrie pe el și categoria de vârstă și proba și locul. Da. Sunt foarte frumoase. Iar a treia probă la care am participat și nu știam că voi face parte din ștafeta 4x4 sau? 4x200 de metri. Da. Am participat împreună cu alte 3 fete pentru categoria plus 45 de ani. Ce frumos sună plus 45, da. Da. Și am obținut medalia de aur. Primul loc a fost al nostru. Medalia de aur. Da. Văd că acolo sunt simbolurile Turciei pe acea medalie, ca să țineți minte toată viața, domnule, am fost și noi prin Turcia și avem simbolurile unei da. Moschei, unui palat și așa mai departe. Da. Sunteți mulțumite de... Hai să de naționalele, că sunt naționale. De ce ați făcut în Turcia? Sunt ați plecat cu inima deschisă, așa, ați plecat cu curaj, ați... mă duc acolo, ce o fi, văd eu ce fac. Am plecat cu puțină teamă. Că... De ce? Pentru că mi-aș fi dorit să fiu mai bine pregătită. Întotdeauna mi se pare că nu sunt suficient de pregătită și am așa emoții mari. Dar odată ce ești acolo, îți spui că asta e, trebuie să faci tot ce stă în putință, să... lupți până la ultima secundă și să nu cedezi. Spuneați că la categoriile la care ați fost dumneavoastră au fost sportivi mai mulți. Da.
Au fost în toată regiunea balcanică. Da, din toată regiunea. La probele dumneavoastră. Da. Care vi s-au părut cele mai dure concurente? Mai dure în sensul că mai apropiate de valoare. Pentru că acolo ați luat medalia de aur, deci le-a lăsat pe toate în urmă. În partea cealaltă, medalia de argint sau ce medalie a fost, au fost altele mai bune decât noi, decât noi românii. N-aș putea să spun, pentru că ele au fost... Fata din Turcia a fost și la 1500 de metri și la 800 de metri, a fost aceeași. Dar altfel n-aș putea să spun, pentru că celelalte nu erau aceleași fete. Bun, transferul de la hotel până la sală era organizat? Nu a fost organizat, ne-am descurcat noi. Cât era distanța de la sală până la hotel? Cât făceați, cu taxiul sau cu microbus sau cu ceva, mă rog? Cu autobuzul mai bine de o oră. Mai bine de o oră. Da. Deci undeva la ei, mă rog. Da. Istanbul e atât de mare încât sălile de spor la ei sunt ca de aici la București. Da, atât aici, că la tine, și locuiești, un fel de autostrade și în Istanbul. Da, da, știu, foarte bine știu. V-au luat ceva taxe? Adică taxe de participare. Da, fiecare concurs la care participăm. În exterior. Și la naționale? Și la naționale, da. Cât este taxa la naționale? Este taxa generală pentru toate probele sau taxa pe probă? E taxă pentru fiecare probă. Da. Și se plătește și o cotizație anuală. Da, cotizație pentru că sunt membru FRA. Pentru fiecare probă 40 de lei. Nu e o sumă mare. Nici 10 euro. Da. Pe când la celelalte este mult mai scump. Se poate spune o cifră? Da, sigur, aproximativ 100 de euro. De probă? Pentru două probe am plătit în Turcia. Da. Iar 10 euro a fost ștafeta, înscrierea la ștafetă. Iar pentru Polonia, o singură probă a fost 100 de euro. Da, sunt cheltuieli de organizare, cheltuieli. Da, ei da, nu ni v-au acordat niciun beneficiu, nimic ei. Totul ați plătit de buzunar, cum ar veni să zicem. Ei sunt organizatorii, că altfel... Și trebuie să aibă un fond de cheltuieli pentru ce se întâmplă acolo. Ei trebuie să asigure, exact, arbitrii. Sunt multe lucruri care implică. Știu că niște costuri. Vă place Istanbul în perioada asta? Ați avut un pic de liber să mai trăiți? Nu. Niciun... Din păcate, nu, doar hotel și sală. Iar când nu aveam probe, stăteam pentru colegi să-i încurajăm. La sală. Da. La sală. Ei, oricum, aveți o experiență bună în Istanbul, știți acum despre ce e vorba, mai departe. Să mergem și la turneul din Polonia, care a fost într-un oraș pe care l-am văzut ceva cu ani în urmă. A fost a doua călătorie cu avionul într-o lună, deci aveți un record, nu? Da. Dacă până la Istanbul ați făcut o oră, până la Torun ați făcut cât? Aproape două ore. Aproape două ore. E bine, deci două și cu două și cu două. Da, până în Varșovia, de fapt. Până în Varșovia, până în Torun, am luat trenul. Un tren, așa. Cum a fost la Torun? Un oraș foarte frumos. Ați avut timp să umblați un pic prin el? Da, pentru că am fost... E un oraș medieval, în ce știu eu. Da, am fost cazate chiar în zona centrului istoric și am putut ieși într-o după-amiază și am văzut un pic. Deci și în Turcia și în Polonia a plouat tot timpul. Așa. Asta a fost norocul dumneavoastră. Da. Dar, se spune, ploaia aduce medalii, cum s-ar spune. Da, așa este, a adus noroc. La Torun, în Polonia, a fost prima mea participare la un campionat mondial de atletism. Deci, campionat mondial de atletism, deci, în care au fost foarte mulți sportivi mondial, au fost, presupun, după toate părțile lumii. Da, din toată lumea au fost 88 de țări participante. 88 de țări? Da. Extraordinar. 88. Și cum a fost contactul cu sportivi din 88 de țări? Presupun că v-ați intersectat cu ei pe acolo. Cu toate națiile după lume. Să știți că m-a impresionat foarte mult o doamnă din India. Deci a bătut drumul din India până la Torun. Plus 95 de ani. Extraordinar, deci plus 95. Da. Care a fost singura, cred că, la proba respectivă și măcar efectiv, a terminat-o? Da, a fost medaliată. Eu am văzut momentul în care a fost medaliată, i s-a cântat imnul, iar doi băieți din India stăteau lângă ea și salutau
atunci când a fost, când a fost intonat imnul. A fost, mi s-a părut impresionant. Da, este o chestiune, o trăire de viață pe care n-ai cum să o trăiești dacă știi aici. V-am mai spus, sportul înseamnă socializare, indiferent că unde te duci, că te duci la Curtea de Argeș, la și Paris. Și motivație, vedeți, astfel de persoane te motivează să mergi mai departe și să-ți dai seama că poți și tu, la un moment dat. Concursul a fost în aer liber în Polonia? Da, deși a fost un concurs, un campionat mondial cu toate probele posibile, de la... De la 100? De la 100, la 60 de metri, aruncarea cu ciocan, lungime, maraton, marș, cross. Păi și unde, de unde au ea întotdeauna atâtea baze sportive ca să găzduiască? O singură bază sportivă, da? Un care parc, arată acum, într-un care parc. Arăta extraordinar, avea în jur de 14.000 de locuri, deci dublu față de, baza sportivă din Turcia. Impresionantă mi s-a părut. Deci era o bază sportivă 14.000 de locuri care avea și culoare de alergat și spațiu pentru aruncarea suliței, greutății pentru săritura în lungime, în înălțime, exact, da. Și cam câți sportivi au fost în total din 88 de țări? Aproape 5.000 de sportivi au fost. 5.000? Da. Deci practic 5.000. Un sfert dintr-un oraș mediu s-a revărsat spre peste acest turn. S-a desfășurat pe mai multe zile. Practic cât a durat concursul în turn în Polonia? Mai bine de o săptămână sau cam o săptămână, după 26-a-3-a până pe 1-a-4-a. Da, dar a fost, cum să spun eu, n-a stat toată săptămâna acolo, a stat doar la probe și a plecat. Da, la o singură probă și am plecat. Da, am stat doar două zile. Două zile. Bun. Traseele cum au fost? Adică traseele, pista de alergare, ca aici ne vorbim, a fost de calitate, ca presupun că nu era. De calitate înaltă. Totul era foarte bine pus la punct. Oferea condiții pentru nivelul acesta de campionat mondial. Mie mi s-a părut extraordinar și polonezii cred că sunt, nu credeam că au un nivel atât de înalt de pregătire în a dezvolta așa ceva. Deci a fost... Acolo e o tradiție, deci nu se face de la an la. Și cu ploaia cum v-ați descurcat la probe sau n-a plouat o probe? A plouat. La Torun am participat la cross, la proba de cross de 8 km într-un parc lângă oraș, lângă sala de lângă stadion acolo, a fost organizată pe o buclă de 2 km și s-a vorbit de 4 ori. S-a alergat de 4 ori, dar 2 km cu teren variat, cu nisip. Adică făcut înainte, nu era de nisip, era făcut înainte, deci ca să aibă... Natural a fost variat, dar nisipul a fost pus strategic să îngreuneze un pic alergarea. Sportivilor. Da, da. Plus că a mai și plouat și atunci aluneca un picuț. La acest concurs am participat la categoria mea împreună cu alte 34 de fete. Două dintre ele românce. Deci dintre 34 din care 3 românce, 10%. Da. Și am făcut o ștafetă, pentru că avem posibilitatea asta să facem o ștafetă și la categoria aceasta fetele noi de la categoria plus 45 de ani am reușit să obținem locul 3. Am participat cu alte două fete și chiar vreau să le menționez pentru că sunt niște alergătoare foarte bune de alergare montană, Maria Herman și Daniela Ciocan din Galați și din Simeria. Ce înseamnă sport? Galați, Slatina, da, Simeria. Da. V-ați întâlnit coordonate europene din trei colțuri ale țării. Dacă închidem așa unghiul Galați, Slatina, Simeria, facem un triunghi cu bala, cu vârful în jos. Da. Le cunoșteam când ne-am... Mă rog, era normal că trebuie să le cunoașteți, că nu puteți să faceți așa ceva. Dacă ar fi să faceți o comparație între cele două turnee internaționale, deci Balcanicul și Mondialul, e adevărat, păstrând proporțiile, Balcanicul e o zonă restrânsă, Mondialul 88 de țări. Unde v-a plăcut mai mult? În Polonia mi-a plăcut.
În Polonia. Da. În Polonia. Pentru că nu mai fusesem niciodată, plus de asta, însă și toată această organizare de amploare mi-a plăcut foarte mult și... Și vă mai duceți. Sper să mă mai duc. Da. O să luăm o scurtă pauză, după care vom reveni la discuția despre performanțele atletismului slătinar prin doamna Simona Floricel, aici prezentă în fața dumneavoastră în această seară. Deocamdată pauză. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Revenim cu partea a doua a emisiunii Stadion din această seară la început de aprilie. În prima parte am discutat despre performanțele obținute luna trecută de doamna Simona Floricel, cea care reprezintă cu cinste atletismul din județul Olt, având în vedere că a participat în luna martie la 3 competiții, una națională și 2 internaționale, de unde a venit cu rezultate foarte bune, rezultate care punctează în clasament, nu? Da. Medalele aduse fac un punctaj. În baza punctajului se face un clasament a celor mai buni sportivi la sfârșitul anului. Vă felicităm, să vedem la anul ce mai participați. Dacă e să facem o comparație între primul trimestru al anului 2022, când veneam după pandemie, și al acestui an, sunteți mulțumită sau care nu mulțumită? Sunteți mai mulțumită de anul ăsta decât anul trecut? Vorbesc de primele 3 luni. Dacă vorbim despre rezultate, da, sunt mai mulțumită decât anul trecut. Da. Anul trecut am participat la naționale, în primăvară, vorbind despre luna martie, februarie-martie. Ianuarie-martie, perioada da, asta. Am participat la naționale, la campionatul național de sală de la București și la campionatul balcanic din Slovenia, unde am obținut rezultate la ambele, dar de data asta, anul acesta, am participat și la un campionat mondial, unde... Deci au fost 2 participări anul trecut, acum 3, la anul 4. Da. În primul trimestru. Sper că dacă veți primi invitație, nu le veți refuza, nu? Sau eu știu... Da, depinde, vedem. Mă rog, depinde. Dacă e o țară pe care n-ați văzut-o, eu știu, prin Europa, unde să mă organizez asemenea competiții. Deci, sunteți mai mulțumit anul ăsta. Oricum, da. Performanța înseamnă treaptă cu treaptă până la vârf. Ce să mai spunem noi acum legat de proiectele... Dar de ce nu m-a legat la maraton? La maraton, ați lăsat maratonul că... pentru că, din ce știu eu, de-a lungul timpului, proba dumneavoastră preferată, ca să spun așa, sau una din probele preferate, era maraton. Ați trecut de la maraton la fond și semifond. Așa este. Trebuie să am un pic grijă și de mine, iar campionatele acestea organizate pentru, sau concursurile de maraton, uzează mult corpul. Și... mai ales alergă pe asfalt. Da, pe asfalt sau și trail sunt destul de solicitante și pot provoca uzură, uzură destul de mare corpului și atunci prefer să alerg mai puțin, 10 km sau maxim 10 km și așa în antrenament, adică un antrenament pentru 800 de metri se parcurg, ca să zic așa, un total de 5, 7, 8 km. Deci da, numai aproape la una, de 8 ori. Da, numai la un antrenament. Numai la un antrenament. Și atunci aleg un maxim de 10 km pentru concurs. Da, vorbiți de kilometri, parcă ați vorbit de centimetri, așa vorbiți de kilometri. Mă rog, dar să știți că nu exclud participările la concursuri de alergare montană, pentru că... Sunt mai grele ca maratoanele? Sunt mai grele, da. De ce? Da, pentru că e diferența de nivel care implică și alt efort. Și distanța care? La un concurs ăsta de alergare montană, care e distanța minimă, maximă? Adică se alergă 2 km, 3... Pot fi de la 5. De la pot 5 fi de la 5 km, 10, 13, depinde de distanțele pe care le și au și presupun ei. Că e și cu orientare, nu? Nu, nu este cu orientare, sunt traseele bine marcate să nu... Să nu cumva să o iei pe în altă parte, să nimerești cine știe pe unde. Eu mi-aduc aminte că am discutat cu dumneavoastră atunci când ați participat la ultimul maraton la Atena, ați fost pe urmele maratonistului care a zis am învins și a căzut lat și cred că rămâne ca un reper acel maraton de la Atena, de la Delphi, spre casa de unde, nu mai știu exact. Din localitatea Maraton. Din localitatea Maraton, de lângă Delphi, da? Din maraton până în Atena. Cum a fost că a rămas ca, cum să spun eu, ca o emblemă? Că de atunci ați mai alergat la alte maratoane. Da, da, mai alergat. Nu, dar vorbeam internațional.
alte maratoane. Da, anul trecut la maratonul de la Istanbul. A, am uitat de el, da. La, pe malul Mării. Ați mers paralel cu malul Mării. Da, da. Dar presupun că v-a rămas ăsta la, da, a fost, la suflet. Într-adevăr, pentru un maratonist sau pentru un alergător de distanțe lungi, maratonul de la Atena este emblematic și cred că oricine îl dorește, își dorește să îl măcar să-l facă alerge. Cu pasul, nu l-a alergat. Da. Dar da, e greu, cu pasul e greu, că faci vreo două zile. Dacă e să o iei la pas, 42, 196. Nu chiar două zile, dar este greu în primul rând pentru că este într-o ușoară urcare continuă, adică aproape. Să păstrează traseul soldatului care a plecat să anunțe victoria asupra Percilor. Unde localitatea Maraton este localitatea Maraton, că de-aia a rămas denumirea de Maraton și acea distanță de 42 de kilometri și 196 de metri. Da. Bun, deci să spunem că deocamdată aveți un început de an foarte bun. Sunteți așa mulțumită este. De el? Sunt foarte mulțumită, da. Așa? Acum, din ce știu, pe plan local urmează, una o știți dumneavoastră și una o știu eu. Urmează Slatina, cum se numește, Slatina City Run. Run. Așa. Puteți să ne spuneți câteva elemente despre această competiție, desfășurare, mod de înscriere, un traseu dacă s-a stabilit, ceva premii dacă s-o dau, chestii de genul ăsta? Competiția este organizată tot de Primăria Municipiului Slatina, este deja a treia ediție. A doua oară când se organizează și semi-maraton, este o probă de 7 km și o probă de 21 de km. Deschisă cui? Deschisă tuturor doritorilor de alergare și profesioniștilor și amatorilor. Și amatorilor. Aici e un discrepanță, că profesioniștul... Nu putem să... Adică nu se poate face o alegere a participanților, pentru că da, este... e alegerea fiecăruia dacă vrea să participe la concurs sau nu, mai ales că înscrierea este gratuită. Așa, unde se fac înscrierile ca să mergem etapizat? Înscrierea se face online, este un formular online publicat pe site-ul Primăriei Municipiului Slatina. Da? Și doritorii intră acolo să înscriu. Da, se înscriu. Există o limită de participanți, la fel ca și anul trecut, 250. Adică? Și dacă se înscriu mai mulți? Primul veni, primul servi, nu? Dacă se înscriu, nu se înscriu mai mulți pentru că nu permite platforma, dar în cazul în care nu se prezintă în dimineața concursului într-un anumit interval de timp, pot să piardă locul și atunci ceilalți care vor să participe se pot înscrie la fața locului și deci primesc un număr și un tricou. Înscrierile au început deja, da. Și în momentul când se încheie 250, se blochează platforma și nu mai are nimeni acces. Da, deci cei amatorii de atletism care doriți să participați la Slatina City Run, da? Da. Premiile sunt destul de mari. Vorbim și de premii imediat, categorii de vârstă. Categorii de vârstă. Care e vârsta minimă și care e vârsta maximă? Vârsta minimă este 18 ani. Da. Iar vârsta maximă este maxim. Adică plus 101. Fără limită de vârstă. Fără limită de vârstă. Și spuneați de premii? Premiile, de asemenea, sunt în banii, la fel ca și anul trecut. Anul trecut, păcat că anul trecut am avut acea ploaie care ne-a stricat toate ploile, cum s-ar spune. Da, dar asta e, alergătorii alergă. Ei și atunci alergă când pe plouă, ploaie, pe zăpadă, pe nisoare. Și au obținut rezultate foarte bune. Chiar câștigătorul de la semi-maraton, nu mai știu timpul lui, dar mi-a spus că a obținut un personal best. La semimaraton. Personal, record personal. Record personal, a alergat mult mai bine în condițiile date. Maratonul ăsta de la City Run, ăsta de la Slatina, ca să-i spunem așa, are vreo importanță în categoria unui sportiv care obține un timp bun să-l facă să urce o treaptă la un turneu superior? Nefiind organizat de Federația Română de Atletism. Deci federația nu are nicio... Nu are. Dar dacă un sportiv oarecare, spuneam, participat la City Run la Slatina la distanță de 21 de kilometri și am timpul ăsta, îl poate lua federația în calcul pentru eventuală reprezentare? Și aici vorbesc de categorii de vârstă mai mici, 18, 19, 20, 21 de ani. Sportivii trebuie să fie legitimați la cluburi sportive ca să poată participa la competițiile organizate de federație. Da, și aici vine următoarea întrebare. Cei care se înscriu la Slatina City Run trebuie să fie legitimați undeva? Nu. Deci nu trebuie să fie legitimați. Pot să fie orice sportiv amator. Semnează o declarație pe proprie răspundere că este sănătos și că
își asumă participarea da, bineînțeles, e normal, e logică, la competiție așa. Și poate participa fără nicio problemă. Și acest Slatina City Run este în ziua de? 14 mai. Sperăm să fie o zi bună, nu ca anul da. Trecut când să a plouat. Sperăm că nu o să fie prea cald, că ați văzut schimbările. Mă rog, climatice. Dimineața e mai răcoare, dacă pleci mai la noi e mai răcoare. Deci pe 14 mai Slatina City Run ediția cu numărul 3. Trebuie să fie ediția cu numărul 5, a fost durată pandemie, nu s-a desfășurat. Eu vreau să vă spun în premieră că la Slatina în acest an de ziua olimpică pe 5 iunie, ziua Mișcării Olimpice Internaționale pe 5 iunie, este crossul olimpic, nu e maraton, pentru că distanța este de la prefectura județului până în scoarul de la gară și înapoi. Aici, la fel ca și la Slatina City Run, tot orice categorie de vârstă poate să aibă tot așa minim 18 ani care completează o declarație. Participă la cross, primește tricou, șepcuță și ce mai primește în semnele olimpice, după care aleargă și dacă a alergat bine și a obținut timp bun, ia și prim. Aveți de gând să participați și la după Slatina City Run pe 14 mai, pe 5 iunie, deci la 3 săptămâni la crossul olimpic? Vedem. Eu particip la ce competiție mi se pare potrivită pentru mine și pentru perioada respectivă. Deci aveți naționalele Turcia-Polonia, Slatina City Run, crossul olimpic. Ce mai urmează? Mai aveți în plan ceva acum care bătaie lungă? Acum nu, în prima parte a anului nu am. Adică decât m-am înscris la niște concursuri organizate în țară, dar sunt de alergare montană, doar așa ca să mă mai întâlnesc cu prietenii. Antrenamentul în afară de stadion, pe unde mai faceți? Că presupun că să obții niște performanțe la probele astea fond și semifond, trebuie să ai un antrenament foarte puternic. Da, foarte... să știți că cele mai multe antrenamente, cel puțin în perioada iernii, când vremea nu prea permis... Dar a fost o iarnă blândă, nu asta, așa că... Da, dar a fost vânt sau ploaie și atunci... Și vântul vă frânează ascensiunea, cum se spune. Da, de exemplu, pe stadion nu se poate alerga prea bine, pentru că în situația în care faci niște intervale, astea sunt antrenamentele, de fapt, nu alergare ușoară. Alergare ușoară o poți face oriunde, dar ca să-ți măsori și distanța și să accelerezi, ai nevoie de o suprafață sigură, iar pe stadion este un pic... E umedă și alunecă da, și așa mai da, departe. Și sunt niște riscuri. Dar în Parcul Tineretului am alergat și mai mult pe bandă. M-am antrenat pe bandă. Da. Care este starea de spirit a unui sportiv la proba de 400 și la 1500, ca să luăm extremele? Adică, cum vă dozați efortul la 400 și la 1500? Că 400 înseamnă o tură de teren, 1500 înseamnă cam 4 ture, 3 ture și un pic. Da, să știți că... Adică ați luat startul la 400. Bun, eu trebuie să alerg 400 într-un minut și nu știu cât, sau în 3 minute. Acestea, concursurile acestea de sală au pista de 200 de metri. Da, așadar sunt mai deci multe ture. Da, o tură, cum ar veni, la 400. Adică... 200 de metri, la proba de 400 de metri sunt două ture. Da, două, e logic. Da, să știți că mi-e teamă de fiecare dată că nu îmi dozez bine efortul și... Adică plecați ca din pușcă și la sfârșit rămâneți fără benzină, cum se spune. Mi-e teamă de asta, dar nu fac asta. Încerc să-mi dozez efortul și să nu plec foarte tare, astfel încât să duc toată cursa la final. Pentru la că... 400, dar la 1500? Și la 1500 la fel, numai că viteza e diferită. E viteza diferită? Da, în probă de scurtă de 400 până la 1500. Să știți că îmi place mai mult proba de 1500 de metri, pentru că ai timp să îți reglezi și viteza, și respirația, toate, și ritmul. Da. Toate astea. Ați văzut și eu am întrebat mereu și vedeți că de ce nu mai vin totuși copiii la sport? Că nu-i vedeți prin oraș. Cred că nu există cultura aceasta de a... Credeți că sportul promova... e o cultură, e un mod de a trăi, un mod de viață? Da, este un mod de a trăi, pentru că fără sport nu trăim. Dumneavoastră, dacă ați avea acum 15 ani, v-ați apucat de sport din nou? Dacă adică... nu aș fi inițiată, nu cred, pentru că mi-ar fi mai comod să stau, să fac altceva. Acum? Deci dacă aș avea 15 ani, dacă aș avea 15 ani și nu aș trăi cu oameni care fac sport sau nu aș avea cunoștințe sau părinții mei nu au făcut sport, nu exista... Păi nu, dacă ar fi să întoarcem un pic viața înapoi,
Și când la momentul în care v-ați apucat de sport și de atletism în special, ați face același lucru de la o vârstă mai fragedă, să zicem așa? Aș face, da, mult mai devreme, dacă Bun. Aș putea. Ce sfat ați avea pentru părinții care au copii și care nu îi lasă să facă sport? Să nu amâne, să-i trimit la un sport, la orice sport, pentru că copiii au energie și au nevoie să se dezvolte armonios. Și energia o dau în altă parte. Și energia poate nu o dau deloc. Și atunci rămâne o energie neconsumată. Nu știu. Au nevoie să se dezvolte frumos și jocurile în echipă le fac bine. Și totuși creează mult, mai multe prietenii, mai multe interacțiune cu oamenii decât cu mediul online, pentru că ei se canalizează, da. Unii se canalizează mai mult. Mi-a adus aminte, săptămâna trecută, o echipă de junioare de handbal plecau la un turneu la Vâlcea. Am văzut atâta bucurie pe fețele lor că plecau și ele pentru prima dată la un turneu. Fete de 10-11 ani erau foarte încântate că pleacă la un turneu la Vâlcea. Făcuseră o echipă de handbal, parcă, sau de volei, de handbal, cred, da? Și erau foarte încântate că merg la Vâlcea. Ce faceți voi la Vâlcea? Păi jucăm, să le batem, să facem, să nu știu ce, să nu știu cum. Da, socializarea înseamnă foarte mult pentru ei. Trebuie doar un pic împinși de la spate să facă asta. Așa, deci, ca să încheiem discuția din această seară și pentru care vă mulțumesc, sper ca în anul ăsta să aveți mai multe performanțe. Dacă mențineți ritmul ăsta în primul trimestru, la anul... Da, să sperăm că voi menține acest ritm. Adică sunteți convinsă că îți mențin. Nu veți face rabat de la pregătire. Nu, nu voi face rabat de la pregătire, deși am avut o perioadă scurtă de câteva zile de pauză, pentru că aveam nevoie și de pauză, dar cu siguranță voi continua și voi continua și mai bine să fac pregătirea, antrenamentele, să depun mai mult efort și să le fac. Vă gândiți să, în afară de 400, 800 și 1500, să participați și la altă probă? Nu. Deci v-ați canalizat pe astea trei? Pe astea trei, 1500-800 de metri. Cam astea sunt probleme. Astea dintre rămân două. Da. Care v-ați canalizat pe ele și... Da. Am ajuns la finalul emisiunii noastre din această seară. Îi mulțumesc, doamnei Simona Floricel, pentru expunerea făcută, de performanțele pe care le-a obținut pentru atletismul slătinean. Și spuneam că medalele din Turcia sunt foarte frumoase, le-am văzut de aici, de la distanță. Nu vă urez decât succes. Mulțumesc. Și de câte ori mai aflăm că ați fost la un concurs, că noi aflăm unde ați fost, o să vorbim despre dumneavoastră, despre clubul CSMS Latina, care vă asigură acea legitimare de care vă bucurați la participarea competițiilor naționale și internaționale și nu rămâne decât să aveți o primăvară și o vară bogată. Vă mulțumesc. Alături de vacanța pe care trebuie să o aveți și pe aia, iar la toamnă să porniți cu forțe noi în cucerirea, eu știu, alergatului montan, maratonelor, nu că nu mai sunt, la probele preferate 1500, 800 și 400. Vă urez succes! Și vă mai așteptăm în studio atâta timp cât sunteți persoana care veniți cu cele mai multe medalii. Atât pentru această seară, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, la revedere!